Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună păstăi pentru iarnă la borcan. Ce folosim? Păstăi, sare și apă. Atât. Fără conservant, fără aspirin. Am aici 400 de grame de păstăi fideluță pe care le-am cules astăzi. Sunt proaspete, fac puțin câte puțin pe măsură ce le culeg. Am pus aici 1 litru de apă ca să opărim fasolea. La 1 litru de apă adăugăm 1 linguriță de sare. Atât. Sare pentru murături, obligatoriu. Sare de mină, da? Când apa dă în clocot, turnăm păstăile. Lăsăm să fiarbă timp de 3-4 minute din momentul în care apa a dat în clocot. După ce au fiert 3-4 minute, oprim focul și scoatem păstăile. Le lăsăm să se răcească, apoi le vom pune în borcane. Apa în care am opărit păstăile nu o aruncăm, o păstrăm pentru că vom pune în borcane. Păstăile noastre sunt călduțe, vedeți că s-au înmuiat, sunt maleabile. Acum le punem în borcan. Ca să fie ușor de așezat, ca să aibă un aspect frumos, înclinăm borcanul și începem să așezăm păstăile. Folosim 1 linguriță sau lingură ca să le mai așezăm. Ar mai fi încăput undeva la 100 de grame de păstăi. La un borcan de 720 de grame, deci putem pune cam 500 de grame de păstăi fideluță. Completăm cu zeama în care am opărit păstăile până aici. Până la gura borcanului vom pune lichid, punem capacul și acum vom steriliza borcanul. Punem acum borcanul la sterilizat. Am pus apă într-o cratiță, am căptușit cu un șervet de bucătărie, punem borcanul, am completat cu apă rece și acum dăm drumul la foc. Sterilizăm borcanul. Cu cât sterilizăm mai mult, cu atât este mai bine. Sterilizarea e bine să se facă între 40 de minute și o oră din momentul în care apa dă în clocot. Apoi stingem focul și lăsăm borcanele să se răcească aici, în apa în care am fiert. Acoperim cu un șervet. Așa arată păstăile mele. Se mențin excelent și se pot păstra în cămară sau în beci, în cămară la bloc. Rezistă un an, doi, fără probleme. Dacă sunt bine sterilizate borcanele înainte, dacă sunt bine opărite, dacă borcanul este închis etanș, totul se menține foarte bine. După sterilizare, recomand să lăsați borcanele pe masă și să vă uitați timp de 1 săptămână la ele. Dacă se umflă capacul, nu e bine. Dacă se tulbură zeama și pe fund face un fel de făină, un lichid alb, e clar că păstăile s-au stricat și e bine să le aruncați. Mare grijă, păstăile sunt foarte păcătoase. Probăm borcanul. Vedeți? Nu curge. Întors cu capacul în jos, nu curge. E perfect limpede la fund, perfect limpede peste tot. Etichetăm și în cămară cu el. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase, nu abuzez de conservanți și aspirine, nu folosesc gel fix și nici alte chimicale inutile. Prefer să gătesc totul cât mai natural posibil. Vă mai aștept să mai pregătim împreună și alte bunătăți. La revedere!